Noi irosim timpul pe vorbe. Când pleacă copiii de lângă tine, parcă ești ca un trunchi de pe care s-au tăiat crengile. Ea dădea niște telefoane și a greșit numărul. Și când i-a auzit vocea, ea s-a topit. Ajung să vorbesc câteodată cu fraze pe care le-am auzit la maică-mea și la taică-meu și care mă enervau la culme. Eu azi sunt mai bătrân decât maică-mea. Ea a murit la 60 și unul fără câteva zile. Eu deja am 61. Adun, asta o să-mi trebuiască mai mult. Și când pleci, fără bagaje plecăm. Salut, sunt Andrei Porubin și vorbim la 1 noaptea. Ar trebui să mă învăț să fac ordine mai bine în viața mea, dar pentru că sunt foarte impulsiv, pentru că sunt foarte prins, și este o stare care nu-mi desplace, este adevărat. De fapt, un om de artă trebuie să știe în permanență să fie prins în activități. Dacă nu este prins de activități, el sau se duce în depresii. Eu nu am depresii, niciodată n-am avut. Sau începe să se desconsidere, sau începe să prindă rugină, sau se gândește la prostii. Dar la prostii ne gândim cu toții. De aceea eu încerc să -mi ocup timpul cu ceva, ca să nu am timp pentru alte lucruri care îmi displac și care nu ar putea să-mi facă bine. Ce se întâmplă în viața mea? Deci, lucru casă, televiziune casă, nuntă, petrecere, concert, casă, televiziune casă, nuntă, în weekend. Uite, am una alta, am avut o premieră a filmului Puterea Probabilității, în care m-am filmat la regizorul Ivan Naniev și am avut premieră duminică. Dimineața am fost la o prezentare a unei companii, am fugit de acolo la premieră. Mai scurt, e o viață foarte frumoasă. Dar am un singur regret, dacă anticipez o întrebare. Nu reușesc prea mult să-i acord atenție nici feciorului, nici fiicii. Bine, fiica mea este în televiziune și ea înțelege cum se mănâncă această pâine, nici nepoțelului mai mare și nici nepoțelului mai mic, care mi-e drag și pe care aș vrea să-l văd mai des. Dar niciodată n-am separat viața profesională de viața personală, pentru mine cel puțin. Eu sunt același. Sau că sunt rolul cu tare în scenă, sau că joc într-un film, sau că prezint o emisiune de televiziune, sau că acord un interviu la radio. Uite, ieri am făcut interviu cu Nadejda Cepraga, de exemplu, la telefon, când noi ne cunoaștem de mulți ani, și ea l-a cunoscut personal pe maestru Ion Druță și mi-a vorbit despre Druță. Ea nu prea acceptă interviuri, mă rog, are și eu o vârstă de acum și e departe, e la Moscova. Deci, există diferență, pentru că acasă eu prefer să tac. Pentru că omul când tace, acumulează energie, acumulează. Omul care vorbește mult, dar eu sunt omul care în virtutea profesiei vorbesc mult, se epuizează la un moment dat. Și pentru că noi nu prea avem timp să suplinim rezervele epuizate, deci trebuie să fim foarte grijulii cu timpul pe care îl consumăm în profesie. Deci, eu sunt om al vorbelor, al verbului rostit. Verbul rostit, culoarea minte, îngrijit, el necesită energie. Deci,
dacă nu vorbești să emani energie, degeaba vorbești. În fiecare cuvânt pe care îl rostim, și nu doar eu, că sunt om al cuvântului, sunt jurnalist, sunt showman sau actor, nu numai eu, toți. Noi irosim timpul pe vorbe și le spunem în cunoștință de cauză, în necunoștință de cauză. Le spunem nesăbuit, le spunem bine intenționat, dar vorbim prea mult. Omul, dacă ar vorbi mai puțin, dar ar face mai multe, ar avea de câștigat. Deci, vorbim mult, dar în toate manifestările în care sunt același eu. Eu pus în diferite situații. Așa cum la actorie se studiază la anul întâi, deci eu pus în situația dată. Eu pus în situația să fiu un scaun. Uite cum îmi imaginez eu că ar trebui să fiu un scaun. Sau cum aș fi eu în locul scaunului, sau cum aș fi eu în locul ceainicului, sau în locul, nu știu cui, o floare a soarelui, de exemplu, sau în locul unui câine. Iată de ce aceste roluri în scenă sunt cele mai complicate, pentru că ele nu au text, nu au cuvinte, dar starea în care ești trebuie să-l ducă pe spectator la ideea că ăsta-i scaun. Ce scaun. Da, trebuie să provoace imaginația. Și de fapt, toate cuvintele rostite de un om al cuvântului, de o persoană care și-a făcut din asta meserie, trebuie să poarte cu sine o încărcătură. Nu că îmi displac, dar eu nu înțeleg pe oamenii profesioniști sau semiprofesioniști sau autodidacții sau care vorbesc la microfon, vorba ta, a ploaie. Așa, numai ca să nu tacă. Și mă gândesc atunci, zic, de ce irosești timpul? Trebuie să vii cu un mesaj întotdeauna. Dacă nu ai acest mesaj, taci. Ascultă, este greu să taci, este mai greu să taci decât să vorbești. În viață este mai greu să taci. Omul care tace, raționează, analizează, are timp pentru asta. Și este mult mai periculos, pentru că el niciodată nu spune totul. Acei care spun totul, aceia sunt... Ce a zis? Da. Eu încerc să-i transform pe dușmani în prieteni. Zicea un om înțelept că trebuie să faci pe dușmani să-ți fie prieteni. Asta nu înseamnă că noi ne îmbrățișăm și ne pupăm zilnic sau cel puțin. Nu. Omul, de fapt, nu trebuie să-și facă dușmani. Bine, nu-ți face prieteni, dar nu-ți fă dușmani. Asta ca și cum preotul odată îmi zicea, nu trebuie să-i iubești pe toți. Nu-i urî. Nu trebuie să faci bine în fiecare zi. Nu fă rău. Asta este posibil, să nu faci rău în fiecare zi. Să faci bine, poate nu-ți reușește azi, nu ai ocazie, nu ai motiv, nu ai cu ce, nu ai cum, dar să nu faci rău. Așa și în gândire și în relațiile cu oamenii. Oamenii sunt diferiți, ei au dreptul să fie diferiți, au dreptul să se comporte așa cum înțeleg ei, că nu ești tu omul care să înveți cum trebuie. Pentru că nici tu nu ești ideal. Uite, eu știu că am această însușire. Nu știu dacă este o calitate. Vezi, am zis însușire, nu calitate. Eu îi accept pe oameni așa cum sunt ei. Și nu vreau să mă bat acum, pun un pept, că uite ce, vai de mine, mare și tare sunt. Nu. Eu îi accept pe oameni așa cum sunt. Ipocriți, neipocriți, idioți, neidioți, lingușitori. Eu îi cunosc pe oamenii care îmi zâmbesc în față și mă vorbesc pe la spate, dar asta nu mă interesează. Eu m-am învățat sau m-am obișnuit să nu-mi concentrez energia
exact pe aceste lucruri. Ele mi se par inutile, mi se par balast de care trebuie să te debarasezi. Eu o întrebam odată pe o femeie de 100 de ani. Făceam un interviu, avea doamna Kirsanov, o doamnă de viță nobilă din Dvoreni, din Chișinău. Avea 103 ani când m-am dus la ea și zic, doamna Kirsanov, era o femeie fantastică. La 103 ani, zic, arătați-mi, aveți un album cu fotografii? Da, sigur că da. Nu-i așa, vorbea foarte respicat. Românește, deși avea un pic de accent rusesc, dar vorbea curat și cu respicat. Zice, uite, eu răsfăiesc, asta sunteți dumneavoastră. Da. Zic, bă, ce frumoasă erați. Erați actriță. Zice, ea zice, eram frumoasă foc. Zic, dar se vede că aveați caracter. O, eram iute ca vântul. Iată, așa vorbea doamna. Și zic, uite, ați trăit 100 de ani. Spuneți-ne și nouă, păcătoșilor, cum să trăim și noi 100 de ani? Dincolo de cod genetic, de boli, de nu știu ce acolo, alimentare incorrectă, nu știu ce, nesomn la timp. Cum? Deci eu o să vă dau un exemplu, ea zicea. Eu am avut multe de îndurat. Tatăl ei a murit în primul război mondial. Soțul ei a plecat în al doilea război mondial și nu s-a întors. A revenit abia peste 15 ani, fusese nu știu unde deportat. Mama ei a fost ridicată ca și chiaburoaică, adică ca și dvoreancă, într-o noapte și a reușit doar pe ea să o ascundă sub masă și se spune, după asta fugi prin grădină noaptea la ora 3, fugi la tanti cu tare. Și fetița asta, veruța asta mică a stat sub masă, ascunsă, sub cuvertura de fața de masă, au intrat, au luat așa în ce era, pe mama ei, și ea n-a mai văzut-o niciodată. Și această fetiță mică a fugit prin grădin noaptea, a adăpostit o mătușă și a crescut-o drept fiica ei. Deci a avut un destin extraordinar de tumultos, de zbuciumat, o istorie de film. N-a avut copii, soțul ei era din Gemeni și era steril. Și când am întrebat-o, zic, doamne, chiar sau nu? Dar de ce nu l-ați lăsat? Dacă vroiați copii, e vroia copii. Să vă luați alt soț. Hei, cum se poate? Cum să-l las dacă eu îl iubeam? Și când i-a văzut fotografia în album, făcea, ăsta e Gliebușca. Gliebușca. Așa îl întrezeam. Eu îl iubeam. Dumnezeu a vrut să fim împreună. Cum să-l las? O mai întrebam. Era casa lângă Valea, în Valea Morilor, deasupra lacului, în regiunea aceea. Ce, aici e casa în care ea m-a adus mireasă. Zic, va, vă plimbați pe aici, prin regiunea lacului, copaci, tufari, vă sărutați pe ascuns. Oh, cum se poate? I-a zis ea. Cum se poate să te săruți prin tufari? Este oribil. Sărutul este o chestiune intimă. Trebuie să o faci să nu te vadă nimeni acasă. Cum să te săruți prin tufare? Și atât această doamnă mi-a zis, când am întrebat-o cum să trăiești 100 de ani, viața mea a fost foarte zbuciumată și venea ceva urât în întâmpinarea mea. Venea ceva. Și eu ziceam, fugi de aici. Fugi, n-am nevoie de tine. Venea alt obstacol sau alt val, alt nouri negru. Fugi de aici. Și le dădeam pe toate la o parte pentru că știam că am de mers înainte. Ce e asta? Stresul. Trebuie să alungi stresul. Oamenii, ca să revin la întrebarea ta, oamenii răi, oamenii urâți, meschini, oamenii care îți displac, sunt și eu om. Și mie, cineva îmi place, cineva nu, precum eu, plac cuiva, nu plac altcuiva. Vorba Linuță Gheorghiță, nu sunt o bagnotă de 100 de euro să plac tuturor. Cine nu-ți place, acceptă-l așa cum este. Vorba lui Caragiale. Știi cum spune Caragiale? Zile oameni și dă-le pace. Sunt niște oameni. Ca și tine. Acceptă-i așa cum sunt. Și nu încerca să-i transformi. De ce multe cupluri astăzi divorțează? Noi, în Republica Moldova,
Așa și-am păstrat această proporție. Dar la 22.000 de căsătorii, 11 divorți, 11.000 de divorțuri anual. În jumătate sunt divorțuri. De ce? Oamenii nu se regăsesc unii în sufletul celorlalți. Ei nu se acceptă. Pentru că vor să se schimbe reciproc. A, mie nu-mi place asta, eu am să te schimb. Uite, fii, nu fă așa, că mă enervează. Fă așa, eu așa vreau. Stai o clipă. Dar de unde ai luat că tu nu enervezi pe nimeni cu felul tău de a fi? De aceea eu pe oameni îi accept așa cum sunt. Eu îi cunosc în față pe acei care nu merită să-i săruți pe obraz. Dar eu nu-i blamez și nu-i insult niciodată. Eu încerc să le arăt că există și altă fațetă a omenirii, a relațiilor. Să fii bun, să fii tolerant, să fii mai înțelept. Eu sunt un creștin foarte prost. N-am mers de mult la biserică, părinte Boris, te rog să mă ierți. Dar rugăciunea de seară este rugăciune de seară, rugăciunea de dimineață este rugăciune de dimineață și eu, de fapt, sunt în permanență cu Dumnezeu aici. Și i-am învățat și pe copiii mei. I-am învățat, dacă nu ajungi la biserică, uite, închide ochii și rostește o rugăciune. Copiii mei știu și Tatăl nostru și Crezul și Psalmul 50 și multe alte lucruri. Dar dacă nu știi, citește. Citește un acatist. Eu m-am convins de forța rugăciunilor. Uite, ai dus vorba și cu asta nu se laudă. Asta e o problemă absolut personală pentru fiecare om. Și eu nu mă laud cu asta. Eu încerc să le spun oamenilor că dacă o să citească o rugăciune și o să încerce să înțeleagă mesajul acestei adresări către divinitate, o să aibă doar de câștigat. Efectul rugăciunii îl simți imediat. Eu l-am simțit de multe ori, m-am convins de puterea relației cu divinitatea. Și încerc să o mențin. Dar înțelepciunea vieții vine cu ani. Să nu uităm că eu nu mai am 20 de ani. Eu am spus odată și într-o emisiune de-a mea despre mare actriță italiană Anna Magnani. O actriță fantastic de expresivă și de talentată actriță de cinema. Prin anii 50. Deci în anii 50 eu am apucat să o văd într-un film sau două, dacă nu mă înșel. Ea a avut o ședință foto și fotograful i-a dus fotografiile. Și el a privit, s-a schimbat la față. El le-a rupt și le-a aruncat așa în față. Și a spus: idiotule, cine ți-a dat voie să-mi ștergi riturile de pe față? Eu am plătit pentru ele 55 de ani și ăsta n-a avut decât să meargă să-i facă alte fotografii cu ridurile ei naturale. Deci tot ce se întâmplă cu noi este firesc și trebuie să acceptăm tot ce este firesc. Precum firesc este să crezi, firesc este să iubești, firesc este să-ți placă viața, firesc este să plângi. Totul este firesc. Trebuie să accepți doar aceste lucruri. Să accepți omul de alături ca o altă variațiune a ego-ului tău sau a eu-ului tău și să primești plăcere de la faptul că ai cunoscut pe altcineva diferit de tine. Nu știu, eu așa cred. Viața, lecturile, credința și relația cu oameni frumoși la suflet, pe care i-am avut mulți în viață. De la ei trebuie să înveți, de la oameni trebuie să înveți. Nu trebuie să lași să-ți treacă pe alături un gând frumos rostit de cineva, o atitudine, o relație. Eu mă duc la nuntă, la unde sunt invitat să moderez, să fiu maestru de ceremonii,
mă duc la un exercițiu de comunicare. Îmi place să comunic, pentru că oamenii în comunicare se deschid ca și parfumul florilor. Deci, uite, ăsta e așa, dar ăsta e așa, dar ăsta e rânchiunos, dar ăsta e lăudăros, dar ăsta e vesel, dar ăsta e taciturn. Și prin asta oamenii sunt frumoși, că sunt diferiți. Și mie îmi place să-i descoper, să stau de vorbă cu ei. Îmi plac oamenii care au spirit, care știu să dea replica, oamenii care au un rost în viață. Eu îi admir. Îmi spunea cineva dintre colegi mai devreme, și Andrei, tu din orice mediocritate știi să faci o vedetă la ecran. Toată viața eu sunt jurnalistul care intervievează. Dar ar fi frumos dacă eu, în calitatea mea de jurnalist, aș zice, oameni buni, faceți cunoștință, iată o lipădătură în ochii mei, în fața mea. Haideți să o cunoaștem mai bine. Fiecare jurnalist are stilul său. Și eu îi admir pe, nu doar pe el, și pe alții care sunt violenți, care sunt... Bine, dar ăsta e un fel de a fi, un fel de a provoca. Eu sunt de altă natură, eu sunt din altă cratiță. Eu accept, eu mă uit, eu analizez, privesc cu interes și pe Duci, pe Gordon și pe mulți alții care sunt foarte direcți, care sunt provocatori, foarte inteligenți. Mai da, mai cu seamă deștept sau cel puțin profesionist, să-ți faci profesionist treaba. Nu-mi plac interviurile în care jurnaliștii încearcă să demonstreze cât sunt ei de culți, de erudiți, de citiți. Nu e despre asta. Interviul nu e despre tine, e despre omul cu care stai de vorbă. Despre el este. Ridică-i mingea. Arată-i valorile sau valoarea. Arată-i lucrurile care îl deosebesc de alți oameni. Și în cazul ăsta, ce trebuie să faci? Eram odată la un interviu la un post de radio și prezentatoarea, Nata Albot era prezentatoarea. Deci, noi vorbim despre nunți, nu știu despre ce. Și ea a întrebat ascultătorii care este trăsătura principală sau calitatea esențială a unui prezentator. Și o doamnă, tot respectul pentru ea, am cunoscut-o mai târziu, mi-a zis, asta sunt eu cea care am sunat. E medic. A sunat în direct și a spus, un prezentator adevărat este acela care iubește oamenii. Nu este ușor să iubești oamenii. Dar dacă înveți să o faci, ajungi la performanțe sufletești de neimaginat. Eu de câte ori vin, de atâtea ori vin acasă după vreo manifestare, că e emisiune, că e concert, că nu știu. Entuziasmat, eu zbor. Eu azi am cunoscut un om. Eu azi am văzut ceva care m-a desprins de banalitate, de trivialitate și m-a făcut să înțeleg că omul este frumos. Omul este frumos. Trebuie să-i vezi frumusețea, să deschizi larg ochii. Să nu te axezi pe ceea ce are el urât sau respingător. Să dai la o parte, ca și doamna Kirsanov, și să privești în profunzime. Mi-am place singurătatea. Nu prea am timp pentru singurătate, pentru că de luni până vineri sunt ocupat la serviciu, iar televiziunea te epuizează pentru că este o ocupație în care sau lucrezi, te dedici sau fugi de asta. Să faci cumva televiziune, nu. Nu se poate. Probabil că orice profesie, să o faci cumva, nu e bine. Mai bine nu o face deloc. Trebuie să te consacri. Și atunci, în clipele puține, când stau, când sunt acasă, eu tac. Mie îmi place să tac, eu acumulez. Asta o irită pe soția mea, că ea nu are timp să comunice cu mine de luni până vineri, până duminică. Și atunci când găsește o oră,
Ea vrea să vă spună mai multe, că există viață și dincolo de camera de filmat, că există câine, pisică, casă, lucruri din astea obișnuite, pământești, copii, nepoți, pe care trebuie să, cărora trebuie să le acorzi atenție. Și eu nu întotdeauna sunt receptiv la întrebări, adică eu încerc să mă reculeg și asta o enervează. Dar când sunt singur, îmi place să stau singur, liniște. Dacă mi-e dor de muzică, eu ascult muzică clasică. Eu am câteva creații pe care mi le pun atunci când vreau să mă reculeg. Da, este concertul 25 G minor de Mozart. Este concertul pentru vioară de Felix Mendelssohn Bartholdy, Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, și este Casta Diva, celebra arie din Boema de Bellini, pe care o cântă Maria Bieșu. Eu cred că mai frumos decât Maria Bieșu, mai divin decât Maria Bieșu, nu a cântat nici o altă soprană din lume această arie. Găsiți-o pe YouTube și ascultați. Închideți ochii și ascultați-o. Nu este pur și simplu cântată ea. Ea este o muzică venită din univers. Este genială, pur și simplu. Și nu încetez să o spun și mă mândresc cu faptul că am cunoscut-o pe Maria Bieșu personal. Ea mi-a dat și recomandare pentru distinții de stat, nu contează. Dar am fost de mai multe ori împreună în diferite spectacole, concerte, și era o femeie deosebită, ca și multe alte personalități de la noi. Dintre cei care fac muzică modernă, îmi place să ascult jazz, mie îmi place să ascult thrash, Painkiller, Judas Priest, nu mai vorbesc de Metallica, de Scorpions, de muzica rock. Freddie Mercury este unul dintre marii preferați ai mei. Radiohead, îmi place Cesare Evora, este cântăreața mea preferată. Asta din Insulele Capului Verde. Diva de sculț, care ieșea în scenă, de sculț, cânta, mai fuma o țigară, mai cânta. A fost și la Chișinău o singură dată. Am văzut-o și am făcut fotografii cu ea. Am fost singurul care am avut acces în cabina ei de machiaj după spectacol, pentru că aveam băieți la Fulger care erau în pază și i-am rugat să băieți, asta este cântăreața mea preferată. Și mi-a dat voie să intru, am bătut la ușă, ea mi-a permis. Am stat de vorbă, am cântat un cântec pe care eu știam cântecele pe de rost, textele. Îmi place muzica populară foarte mult. Muzica populară este în sângele nostru. Muzica populară este cea care ne alimentează. Care ne alimentează existența, care ne face să ne simțim mândri, să ne simțim plini de importanță istorică, pentru că muzica populară este atât de frumos. Mi-am plac doinele. Doinele care nu sunt difuzate la radio pentru că sunt prea lungi. Știi că posturile de radio au un format anume, numai lungi creațiile de 3-4 minute maximum. Doinele au și 5 și 6. Eu le ascult și în emisiunile mele, când vine vreun cântăreț de muzică populară, vreun interpret, zic așa, doine ai? În primul rând asta. Doina asta o cânti. Doine o cânti. Și apoi celelalte. Nu plângem la fleacuri, plângem la lucruri care ne emoționează profund. Pe mine cel mai mult mă emoționează copiii mei și nepoții. Cel mai mult. Și mă sensibilizează. Cred că încep să îmbătrânesc de-a binele. Bunicii au un fel a fi al lor în comunicare cu nepoții. Eu este adevărat că nu le acord prea multă atenție, dar când mă gândesc la ei, am ochii jilăviți. Nu știu de ce. Eu mă uit la ei ca la niște icoane. Și la copiii mei când eram mici, mă uitam ca la niște icoane. Pentru că, virgulă, copiii
sunt purtătorii celor mai frumoase lucruri omenești. Ei nu știu să mintă. Ei pot să inventeze, pot să-și pună fantezie la contribuții. Noi învățăm să mintă. Noi, maturi, învățăm copiii să spună minciuni. Pentru că noi le spunem de dimineață până seara. Ca să placem, ca să obținem o favoare, ca să obținem nu știu ce, ca să facem nu știu... Deci noi ne mințim pe noi, mințim pe cei din jur și copiii văd foarte bine lucrul ăsta. Cât sunt ei fragezi, copiii sinceri, senini, inocenți, Iisus i-a făcut pe copii simbol al creștinismului. Amintiți-vă de icoanele Sfintei Fecioare Maria, în diferite ipostaze. Ce are ea în brațe? Un prunc. Pruncul Iisus, este adevărat. Dar pruncul, ca întruchipare a copilului, este în permanență alături de mama. Și el este simbolul creștinismului. Iisus spunea, dacă nu vă faceți asemeni pruncilor, nu veți avea viață veșnică. Ceva de felul ăsta. Deci, uite, copiii mă sensibilizează cel mai mult. Și copiii altora, nu doar copiii mei. Grea întrebare, pentru că nepoții mei au parte de o lume foarte complicată. De o lume dură, poate mult mai dură decât lumea în care am crescut noi, sau generația mea. Nepoții mei văd în jur, în marea majoritate, numai minciună, corupție. Oamenii au devenit corupți cu ei înșiși și cu cei din jurul lor. Nepoții mei văd o realitate strâmbă în oglinda timpurilor pe care le trăim. Și ei așa își formează caracterul. Noi ajungem astăzi să-i vedem pe copiii noștri fiind mici unii și la adolescență, la tinerețe, ei sunt alții. Ei sunt deformați. Ei nu sunt așa cum îi știam noi. Și asta doare, pentru că îți dai seama că nu doar tu contribui la educarea copiilor tăi. Copiii de astăzi sunt foarte ancorați în realitate, prin gadgeturi, prin comunicare, altfel se comunică la alt nivel și răul întotdeauna se prinde mai ușor. Satan își face misiunea bine. Deși preotul meu duhovnic, revin la el, preotul Boris îmi spunea că Satan este un înger foarte iubit de Dumnezeu și nu trebuie să-l vorbim de rău niciodată, pentru că el îndeplinește ordinele lui Dumnezeu. Să-l ispitească pe om, să-l facă rău, să facă un rău. Deci, cealaltă parte a noastră. Când s-a măritat fiica mea în 2008, am plâns la nuntă de bucurie, de, nu știu, de bucurie că fiica mea și-a găsit perechea. Plângeam de gelozie. Eu am fost foarte gelos exact în perioada de până la nuntă. Eu mai n-am divorțat de soția mea pentru că nu acceptam nimic. Eram foarte gelos pe ginerul meu, care este un băiat foarte de treabă. Mai apoi m-am resemnat, dar când pleacă copiii de lângă tine, parcă ești ca un trunchi ciuntat. Ești ca un trunchi de pe care s-au tăiat crengile. Și rămâne trunchiul ăsta. Dar în locul crengilor niște cioturi, niște răbojuri, niște cicatrici. Copiii rupți de la părinți lasă în urma lor cicatrici. Cicatrici. Mai dramatic am simțit când mi-am pierdut părinții. Eu mi-am pierdut foarte devreme. La 28 de ani am pierdut-o pe mama și la 33 pe tata.
Și mi-am amintit de cartea Micul Prinț al lui Exupéry, când Micul Prinț se întâlnește cu o floare. Și Micul Prinț întreabă, n-ai văzut oameni? Treceau niște oameni pe aici, n-ai văzut? Zice, da, ei au fost și s-au dus. Zice, să fii om nu este convenabil, pentru că nu ai rădăcină și te suflă vântul. Deci de îndată ce pierzi părinții, simți că ți se taie rădăcinile. Nu știu ce sunt copiii mei când pleacă, când se detașează de mama și de tata. Dar eu asta am simțit, da? Că mi s-au luat rădăcinile, că nu mai am de unde suge seva. Trebuie să învăț a o face singur. Trebuie să știi să păstrezi copilul din tine, să nu gândești ca un copil, dar să te comporți ca un copil, să accepți lumea ca un copil, să te bucuri ca un copil, să fii curios ca un copil, da, să fii inocent ca un copil. Oamenii maturi nu pot fi inocenți. Ei au pierdut de mult această prerogativă sau acest fel de a fi. Inocența este distrugătoare pentru că ea te face vulnerabil, ea te face ușor de atacat. De ce oamenii, în virtutea timpurilor și a circumstanțelor și a conjuncturii, știi ce fac? Ei asemeni balenei. Balena care înoată pe sub apă, ea adună pe ea scoici. Paraziți care se hrănesc cu fel de fel de moluști care se lipesc de corpul ei. Și ea târâie după dânsa aceste scoici. Așa și omul, el crește cu scoici. Pentru că are nevoie să se apere. Are nevoie să fie puternic. Oamenii vulnerabili nu plac nimănui. Oamenii vulnerabili sunt jertfe. Pentru că există prea mulți rechini în jur. Și în cazul ăsta trebuie să știi să te aperi, da? Copiii noștri, oricum, m-am convins, ai mei cel puțin, niciodată n-au făcut ceea ce le-am spus să fac. Copiii fac ceea ce văd că face tata și mama, chiar dacă ei nu acceptă. Aparent, ei procedează la fel. Dacă eu vorbesc cu copilul meu, asta e o temă care mă doare, de fapt, care mă preocupă, care mă... Deci, dacă eu vorbesc urât cu copilul meu, el va ajunge să vorbească urât cu mine. Dacă eu obișnuiesc să nu mă țin de cuvânt, de promisiuni, bine, copilărești pe care ei le fac, da? Dacă el vede că eu trișez, dacă el vede că eu mint, că eu sunt așa, el va face exact lucrul ăsta. Să-i spun eu de 100 de ori, nu-i bine să faci așa? Nu-i bine. El se gândește în sinea lui, dar tu ai făcut așa. Și nu știu cum, eu ajung acum la bătrânețe, la vârsta mea onorabilă, ajung să vorbesc câteodată cu fraze pe care le-am auzit la maică-mea și la taică-meu și care mă enervau la culme. Și mă întreb, păi eu vorbesc exact ca ei. Ei nu mai sunt de 30 ceva de ani. Eu azi sunt mai bătrân decât maică-mea. Ea a murit la 60 și unul fără câteva zile. Eu deja am 61. Și lucrul ăsta mă apucă de spate. Exact asta îmi spunea Ion Soroceanu într-un interviu. Că el este mai bătrân decât maică-sa sau decât taică-sul, pare că. Și asta e... Dacă stai să te gândești bine, asta e teribil. Ești mai bătrân decât părintele tău. Și eu mă pomenesc că eu vorbesc ca cu frazele lor pe care le-am auzit în copilărie. Nu contează că eu am plecat de vreme de acasă la 16 ani, am plecat deja la universitate și am fost plecat. Era logic, nu pot sta pe loc. Copiii vin după părinții lor sau viața părinților lor
ca să fie mai bun decât părinții. Copiii vin ca să, nu ca să dea lecții părinților, dar ca o manifestare a continuității superioare a părinților lor. Copiii copiilor vor fi mai buni decât copiii tăi. Adică nepoții, strănepoții vor fi mai buni decât nepoții. E foarte multă logică și asta se întâmplă fără știrea noastră, fără vrerea noastră. De aceea am plecat din casa părintească pentru că trebuia să merg la studii. Eu știam că trebuie să învăț. Numai așa voi putea să devin cineva, voi putea să obțin ceva în viață. Ce știam eu la 16 ani când am plecat din casă? Nu prea multe, dar am învățat. Am învățat pentru că nu aveam de ales. Și când reveneam acasă, eu, mama mea a fost învățătoare, Dumnezeu să o ierte, și ea vorbea mult, zice că asta e boală profesională. Ea a învățat o groază de oameni, învățătoare de clasele primare. Pe mulți dintre învățătorii de astăzi i-a învățat. Și ea vrea să-mi spună multe, să-mi spună și despre asta, și despre asta, și despre asta. Și eu ascultam și mă uitam așa în ochii ei. Și ea simțea că eu mă uit țintă și făcea, oprea. Și te uiți așa. Poate și murdare pe față pe undeva, cred că. Zic, nu, eu vreau să mă satur de tine, vorbești. Eu nu mă puteam satura de ei. Eu cred că asta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cu cât trec ani, cu atât mi-e dor mai mult de părinții mei. Mi-e dor de ei, mi-e dor teribil. Eu simt până și respirația tatălui meu aici. Pentru că el era la spital și m-am dus să-l îmbrățișez, m-am dus să-l văd, să-l vizitez și eram grăbit ca de obicei. Ca de obicei. Aveam concerte, nu știu ce mai aveam și el, parcă-l văd cu strache în mână, venea de la cantina din spital și el mi s-a părut neobișnuit de scund. Tatăl meu care era înalt și viguros, mare, atunci mi s-a părut aici undeva, la înălțimea mea. Și el s-a lipit de mine și a pus fața aici și respira. Și eu zicem, tată, tu o să fii în regulă, era bolnav atunci, răcise. O să fii în regulă. Asta a fost vineri seara și duminică spre luni. El a murit. Și când m-au sunat la ora 6 dimineața și mi-au zis, eu eram de pe somn, zic, cum așa? Tăticul dumneavoastră a murit. Am încercat să-l resuscităm asta noapte, dar nu ne reușit. Și el unde? Unde? Într-o cameră aici, vreți să-l vedeți? Da, sigur. M-am dus. Dar nu vă e teamă? Nu. Și eu i-am închis ochii. Avea ochii împăienjiniți. La culoarea ochilor mei se aseamănă într-un fel cu ochii, culoarea ochilor lui, așa, albaștri, deschiși, erau lui mai deschiși puțin. De nepotul meu, ultimul, are ochii mei și ochii lui tatăl meu. N-a ajuns să-l vadă pe străbunicul, dar cred că străbunicul ar fi fost mândru. Deci, chestia cu părinții întotdeauna este foarte sensibilă. Trebuie să ne străduim să fim alături de părinții noștri atâta timp cât ei sunt și să profităm de orice minut în plus să fim alături de ei, ca să nu ajungem să regretăm. Eu regret că nu am mai mulți copii. Poate nu sunt cel mai bun tată din lume. Eu admit acest fapt, nu mă mândresc cu el, firește, pentru că sunt și eu, în multe privințe, o jertfă a circumstanțelor, a vieții pe care o trăim, a tumultului acesta, a grabei mari. Întotdeauna trebuie să lași lucrurile
să vină de la sine. Orice împotrivire a omului, orice împotrivire a noastră la ceea ce este firesc în viață, nu face decât să dăuneze. Dacă unei femei de sus este predestinat să nască, ea trebuie să nască. Copiii nu vin atunci când vrei. Copiii vin atunci când vor ei să vină. Dacă se întâmplă să ai copii, poți considera că e o binecuvântare. Copiii nu fac rău. Copiii nu încurcă. Noi ne-am imaginat că ei încurcă. Noi ne gândim că, uite, dacă o să am un copil, nu o să fac asta, nu o să fac asta. Toate sunt prostii, fleacuri. Eu citeam un interviu cu un actor vestit pe timpuri, care l-a jucat pe omul amfibie. Și el spunea, zice, eu în viață am avut glorie, am avut titluri, am avut apreciere, distincții. Dar, zice, am ajuns la bătrânețe și consider că dacă nu aș fi avut nepoții mei, cred că nu aș fi avut nimic. Eu cu asta rămân. Și, de fapt, noi plecăm cu aceste amintiri. Plecăm cu amintirea oamenilor care ne-au fost dragi. Dar copiii și nepoții fiind bucățică din noi, deci e ceea ce considerăm mai frumos ce am reușit să lăsăm. De fapt, copiii sunt creația cea mai frumoasă a omului. Restul este rutină, este deșertăciune. Nu neg titlurile, nu neg activitatea științifică sau de creație a oamenilor. Nu, Doamne ferește. Dar, de fapt, toate pălesc pe lângă faptul că trebuie să crești un copil. Și zic ala, zice, pentru a fi om adevărat, pentru a te considera om, trebuie să te ești un copac, să faci o casă, o fântână și să crești un copil. A crește un copil înseamnă ai oferit ceea ce ai tu mai bun ca el să ducă mai departe. Eu mă gândeam cât de fericit este Nicolae Glib, interpretul de muzică populară, toate cântecele lui frumoase, de zeci de ani de zile lansate, cu mulți ani în urmă, toate le cântă feciorii lui. Isidor și Viorea lui, te-am fost în America anul ăsta, e deja și Isidor acolo și îi cântă cântecele lui tata. Și mi se pare un lucru extraordinar de frumos. Când cântecele lui tata, cu care au crescut generații întregi de prin anii 70, 60, 70, deci ele rămân cu ele să crească și alte generații, pentru că sunt cântece de valoare, sunt cântece frumoase și le cântă copiilor. Mi se pare un lucru absolut fantastic de frumos. Mă crezi că eu nu înțeleg când au zburat anii ăștia și n-am fost un leneș. Pentru că taică-miu și maică-miu m-au învățat să... Ne-au învățat, de fapt, pe mine și pe fratele meu, Geamăn, ne-au învățat să fim utili, să facem ceva în viață, să ne demonstrăm nouă înșine că nu mâncăm degeaba pâine, să ne demonstrăm nouă înșine că valorăm ceva și noi întotdeauna am încercat să facem ceva. Dar cu toate acestea, mi se pare că viața câteodată trece pe alături și asta este cel mai îngrozitor ce ne se poate întâmpla, să lăsăm viața să meargă alături de tine sau să te depășească, să te privească așa, să-ți arunci o privire și să facă așa. Dragostea este totul. Eu ziceam odată, de ce lucește soarele, de ce plouă, de ce oamenii râd, de ce oamenii plâng, de ce e toamnă, de ce e primăvară. Și toate aceste răspunsuri, toate aceste întrebări existențiale au un singur răspuns. Pentru că în lume există iubire.
iubire. Despre asta vorbesc și vorbește și Cartea Cărților, despre asta vorbesc și Sfinții. Dragostea este chintesența existenței noastre pe pământ. Vezi că dragostea există de mai multe feluri. Dragostea de om, dragostea de aproape, dragostea de mamă, de tată, de limba pe care o vorbești, de țara în care trăiești, care ți-a dat viața. De ce omul nu-și poate alege țara în care să se nască, părinții care să-i dea viață și să spun că nici vecinii nu ți-i alege? Trei lucruri pe care nu le alegi. De ce? De ce n-am fi noi de acolo, de undeva, de unde venim noi, să zicem, eu vreau să mă nasc în țara cutare și vreau să părinții să-mi fie, uite, cei doi, cât mai frumușei. Nu se întâmplă asta. Deci sunt lucruri care nu depind de noi, care sunt rezolvate la alt nivel, cu altă consistență a substanței noastre cenușii. Dar, dincolo de toate, dragostea este cea care ne ține oameni, ne face să fim oameni, ne face să apreciem lucrurile în jur, ne face să construim, să edificăm. Dragostea ne face să ne edificăm pe noi înșine. Cel mai mare lucru sau cel mai urât lucru care ne se poate întâmpla, să încetăm să ne mai iubim pe noi. Pentru că oamenii care nu se iubesc pe sine, ei nu vor iubi niciodată. Ei nu vor înțelege. Nu vor simți ce înseamnă să iubești. Trebuie să ai o atitudine specială pentru tine ca să o poți pe urmă avea și pentru oamenii din jurul tău. Nu trebuie să-i săruți pe obraz și în buze pe toți cei care trec prin viața ta. Dar să iubești omenește, așa precum ne îndeamnă și Bunul Dumnezeu să iubim oamenii. Adică să nu le facem rău, iarăși, revin la ceea ce vorbeam. Să nu le dăunăm. Când privește dragostea de o persoană iubită, se spune că asta e o reacție chimică. Nu știu, eu întrebam odată pe învățătoarea mea de chimie, un om extraordinar, Domnica Gheorghevna. Mi-e place să mă adresez așa cum le ziceam eu pe timpuri la școală. Nu știu de ce, mi se pare mai călduroasă această adresare. Era o învățătoare fantastică. Și ea ne-a spus despre faptul că dragostea este o reacție chimică. Atunci încă, pe când eram elev, și nu-mi imaginam cum reacție chimică. Eu știu ce înseamnă reacție chimică. Eu vărsam, de exemplu, interacționam două substanțe și vedeam care este rezultatul. Dar cum dragostea? Uite, așa se întâmplă acolo o reacție chimică în organism. Că noi toți suntem chimie de sus până jos. Fizică și biologie și tot, și anatomie și ce vrei. Și eu ziceam, dar noi am putea să, de exemplu, să modelăm această reacție chimică. Și dacă am cunoaște ingredientele acestei reacții. Dar ingredientele unei reacții chimice de acest fel sunt atitudinea față de tine, față de sine, atitudinea față de lumea înconjurătoare, atitudinea față de ceea ce faci. Toate se constituie din aceste lucruri. De ce oamenii se îndrăgostesc și alții nu? Cred că nu se îndrăgostesc cei care nu-și doresc acest lucru. Sau care au frică. Care încearcă să țină la distanță acest sentiment, pentru că, spunea Michelangelo într-un poem de-al lui, fugiți de amor și ocoliți focul. Focul, el te mistuie. E frumos când ești îndrăgostit, eu țin minte că am trecut de mai multe ori prin aceste stări. Când mergeam pe jos de la telecentru până la Ciocana, pentru că aveam impresia că troleibuzul
va merge prea încet. Mai multe lucruri s-au întâmplat, dar oamenii merită să fie iubiți. Oamenii merită să se îndrăgostească. Dragostea te învață să vezi lumea altfel. Un om îndrăgostit nu va vedea niciodată răul din jur. Numai dacă nu este tratat cu indiferență. Pentru că indiferența este cea care omoară iubirea. Eu cred că în capul unei relații stă totuși, dacă nu dragostea, acest sentiment de îndrăgostire, pentru că el diferă de dragoste. Senzația de îndrăgostire, atunci când zbori, atunci când picioarele nu vor să asculte capul, atunci când ai fluturi în stomac și ești în stare să mergi pe jos noaptea, să asculți foșnetul frunzelor, să numești stelele pe cer. Sunt niște acțiuni pe care le face omul în această stare. Ca să nu te pomenești într-o bună zi că dragostea a plecat și cu ea ai plecat și tu undeva, trebuie să înveți din dragoste. Dragostea nu este o stare, nu este doar o stare din care trebuie să capeți și să simți plăcere de a trăi, plăcere de a iubi, de a zbura. Nu. Dragostea este un sentiment din care trebuie să înveți. Noi, de fapt, toată viața trebuie să învățăm din orice, dar din iubire mai mult decât atât, pentru că iubirea ne face mai sensibili, ne face mai profunzi, ne face mai selecți. Și dacă știi să înveți din iubire și dacă nu iei iubirea drept o armă sau iubirea drept o modalitate de a te simți superior cuiva, dacă iei iubire ca o lecție de viață, atunci în clipa în care ea își diminuează forța și puterea, ea trece în altceva. Este absolut nefiresc să iubești pe cineva și la un moment dat să zici: eu nu te mai iubesc. Nu, mie mi se pare că nici n-a fost dragoste până la asta. Oamenii care se iubesc și ajung să se urască, probabil că există niște stranietăți în domeniile, pe domeniile iubirii. Nu în zadar se spune că de la dragoste până la ură e un pas. Probabil. Când iubești prea mult, posesiv pe cineva, întotdeauna am avut frică de dragoste posesivă, care te consumă, care te epuizează. Dragostea posesivă pentru cineva sau a cuiva pentru tine te sugrumă, ea te asfixiază, ea nu-ți dă oxigen. Și atunci cu adevărat vrei să scapi. Dar dacă este vorba despre o relație care îți produce plăcere, care te face să zbori, zboară. Dar nu uita unde-i pământul. Visează. Dar nu uita că după vis trebuie să te trezești. Trebuie să ții cont de lucrurile astea și atunci, încetul cu încetul, dacă aceasta a fost o relație frumoasă și dacă a fost încă și reciprocă, aici există mai multe condiții. Eu pot să iubesc pe cineva toată viața și el să strângă din umeri și să spună: eu nu te iubesc, nu te supăr. Și asta te distruge moral și mai mult. Da. Dacă iubiți pe cineva, spuneți omul ăsta. Dar nu așteptați același lucru să vi-l spună și el. Și nu așteptați să vă iubească și el la fel. Iubirea este egoistă. Întotdeauna ne se pare că noi iubim mai mult decât suntem iubiți. De îndată ce începem să măsurăm iubirea cu rigla, că eu te iubesc atâta, dar tu mă iubești atâta, sau invers, nimic bun din ea nu poate să rezulte. Oamenii care se iubesc încetul cu încetul ajung să țină unul la altul foarte mult, chiar dacă asta nu este iubirea cea pe care o simțeau la începuturi. De ce oamenii bătrâni, uite, sunt cel mai frumos exemplu, probabil, cel mai elocvent,
Oamenii bătrâni merg și se țin de mână. Nu doar pentru a se stăpâni unul pe celălalt. Eu citeam atâtea lucruri despre oamenii care au murit ținându-se de mână. Eu am văzut atâtea cupluri care au trăit 50, 60, 70 de ani împreună. Și care țineau foarte mult unul la celălalt. Nu mai erau frumoși de altă dată. Nu mai erau visătorii de altă dată. Cu multe boli. Pentru că ceea ce știm noi să facem absolut fantastic este să adunăm în noi multe boli. Eu când eram tânăr de tot, nu prea înțelegeam rostul cuvintelor. Bine, adică nu pătrundeam în profunzimea textului lui Păunescu, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ. Să de ce plin de boli? Poți să ai o boală, nu? Dar de ce plin? Iată se întâmplă că suntem plini. Pentru că o boală generează alta și așa mai departe. Deci așa și în iubire. Dacă atunci când ești îndrăgostit, aduni atitudine și îți cultivi o relație frumoasă față de persoana ta, atunci, în momentul în care dispare acest foc, știi, apare altceva. Rămâne jăraticul. Jăraticul care, bine, nu este foc, dar el încălzește pentru că există această relație de reciprocitate. Eu nu pot trăi fără acest om. Eu nu-mi imaginez viața fără el. Eu îl iubesc pentru felul în care el vorbește, pentru felul în care el spune ceva. Iată, marea artă de a te accepta. Dragostea este arta de a te accepta pe tine și a accepta pe alții. Oamenii care sunt intoleranți nu cred că știu să iubească. Oamenii care știu să-i tolereze pe alții o să găsească frumosul într-un zâmbet, într-un fir cărunt, în nu știu ce. Dragostea te găsește singură dacă trebuie să se întâmple și dacă vine un om pe care eu am avut multe exemple de cupluri când la nunți. Deci am făcut cunoștință cu multe perechi de tineri. Și tot timpul m-a interesat povestea lor de iubire. Pentru că oricât de banală pare ea pentru unii, e atât de spectaculoasă ea dintr-o parte. Și de foarte multe ori el a văzut-o, ea i-a plăcut lui, el nu i-a plăcut. Pentru că era pe altă undă atunci. Ca pe urmă să-și dea seama că ăsta este omul vieții ei. Puține cazuri în care, am avut eu cel puțin, în care tinerii s-au văzut și imediat au trăit fericiți până la adânci bătrâneți împreună. De regulă ne îndrăgostim de oameni atunci când ei răspund în subconștient unor așteptări de ale noastre. Dacă aceste criterii mă vizează pe mine sau dacă tu te-ai uitat într-un mod anume la mine sau dacă tu ai niște gesturi care îmi plac, te poți îndrăgosti de mirosul omului. Există o teorie întreagă și nu numai la Freud. Deci omul se poate îndrăgosti de șchiopătatul cuiva sau de faptul că cineva se bâlbâie, poate fi un obiect al pasiunii. Sau că cineva are 70 de cicatrici pe mână. Deci asta poate fi un obiect al pasiunii. Ne mai vorbim de mirosuri. Fiecare dintre noi are mirosul lui. Și dacă... stai, cine a fost asta? Se duce nasul după parfum și nu neapărat parfumul de ăsta cu care te dai. Parfumul pielii, da. Și asta e o temă foarte sensibilă, pentru că ajungi să te îndrăgostești. Da, eu țin minte, cineva din Miri mi-a zis că el suna și a greșit numărul și a sunat la ea. Nu, invers, ea. Ea dădea niște telefoane și a greșit numărul.
Și când i-a auzit vocea, ea s-a topit. Fără să-l vadă, fără să știe cine este el. A greșit pur și simplu numărul și s-a îndrăgostit de vocea lui. Și nu m-a interesat cum arată el. Ei, se părea că vocea asta este fermecătoare. Iată așa s-a produs această chimie, da. Este o reacție, cu adevărat o reacție. Și să o pregătești, nu cred că e posibil. Trebuie să fii deschis, să te lași deschis. Să nu spui, nu, eu nu mă îndrăgostesc 5 ani pentru că trebuie să-mi fac studiile, trebuie să-mi fac doctorantura, trebuie să, nu știu ce să mai fac, să... Trebuie să lași lucrurile să vină de la sine. Și atunci, pentru că fiecare om merită să fie fericit. Dar sunt fericiți toți? Nu. De ce? Pentru că mulți în subconștientul lor nu vor să fie fericiți. Eu sunt tentat să cred că există lucruri predestinate în viață. Îmi spunea cineva, aveam la emisiune un chiromant. Ăsta care citește liniile din palmă. Și el spunea, până și liniile din palmă, linia vieții a destinului, o putem modifica cu forța gândului. Ne spune că ce ne este dat, ne e scris în palmă. Iată linia vieții, linia iubirii, nu știu ce pe acolo, aici undeva sunt copii, aici dacă poți face business sau nu. Adică, da, oamenii care pot citi aceste linii, te pot citi ca pe o carte. Asta n-am făcut-o eu, da? Asta a făcut-o destinul. Eu m-am născut cu aceste linii. Nu-i vrăjeală, nu-i ghicit. El e o carte pe care o citești. Deci liniile astea sunt o carte pe care o citești. Păi, știință. Chiromanție. Dar mi-a zis un om absolut străin, mi-a zis de copii, că o să am doi copii, mi-a zis să nu fac business niciodată pentru că nu o să-mi reușească, pentru că eu nu sunt creat pentru asta. Mi-a zis că am o sănătate așa, că linia vieții e așa, că o să am, sunt mai mult predispus spre științele astea, spre lucrurile astea, adică mi-a spus multe lucruri adevărate. Eu cred în destin. Eu cred că sunt lucruri pe care nu le putem dirija noi. Omul vine pe pământ cu un program și atunci când acest program se epuizează, atunci el pleacă. Noi îi deplângem pe oamenii care mor de tineri și mai rău, fiind copii. Dumnezeu are explicații pentru faptul de ce acest copil a murit. Sau că vină o poartă părinții lui, strămoșii lui, sau că acest copil putea să crească și să devină un om rău de tot. Deci există mai multe lucruri. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Deci există lucruri predestinate pe care nu le putem dirija. Și sau ne împăcăm cu ele, sau le neglijăm și mergem înainte. Dar ele mai devreme sau mai târziu oricum își arată efectul asupra noastră. Trebuie să, în permanență, trebuie să muncim cu noi. Viața este ca și viața de familie, de fapt. Viața la generală este o mare muncă. Omul vine pe pământ pentru ca să-și desăvârșească sensul și sufletul. El trece pe pământ niște încercări pentru a deveni mai bun, calitativ mai bun. Nu trebuie să aștepți, de fapt, nimic de la nimeni. Trebuie să muncești în permanență. În permanență să faci ceva, să te autoperfecționezi. Trebuie să fii astăzi mai bun decât ieri, măcar cu un zecime de milimetru. Trebuie mâine să fii mai bun decât azi și tot așa. Și lucrurile astea, ele se înscriu în activitatea noastră zilnică. Cu binele e altă treabă, trebuie să faci bine și să uiți că l-ai făcut. Așa spunea cineva, un om înțelept,
Zice, fă un bine și uită. Ceea ce spuneam și la începutul acestei discuții, că binele nu este un privilegiu al celor aleși. Binele este un privilegiu al tuturor. Când înțelegi că acesta este și privilegiul tău, atunci înseamnă că ai crescut în ochii proprii și te-ai maturizat, te-ai făcut mai înțelept. Este greu să-ți ceri iertare. Este probabil cel mai dificil lucru, pentru că de regulă trebuie să ne cerem iertare de la oamenii în fața cărora am greșit. Câteodată realizăm, câteodată o facem conștient, câteodată greșim fără să ne dăm seama. Mânați de un, nu știu, de un val, de un sentiment, de o atitudine, de o idee. Sigur că am de la cine să-mi cer iertare. Și în măsura posibilităților o fac. Aia. Eu nu înțeleg pe oamenii care spun, dar eu nu am greșit cu nimic și trebuie să-mi cer iertare. Noi greșim fiecare clipă. Greșim privind, gândindu-ne la ceva, gândurile ne zboară mereu în altă parte. Eu îl întrebam pe preotul meu, zic, deci câteodată vin la biserică și în loc să mă gândesc la ceea ce se vorbește acolo, despre ce se vorbește acolo, gândurile mele zboară pe afară, nu știu pe unde. Și asta e normal, asta e firesc să fie așa. Nu să știi să te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Și nu e vorba numai de aflarea în biserică. Mergi la spectacol, la teatru. Concentrează-te la ceea ce vezi. Încearcă să analizezi ceea ce vezi, ceea ce auzi. Nu să te gândești că ai de întors mâine dealurile sau de construit nu știu ce. Sau e că n-ai reușit să faci asta și asta și asta. Noi ne împovărăm cu aceste gânduri și ne împovărăm și sensibilitatea noastră, gradul nostru de percepție a lucrurilor. Deci atunci când de regulă ne culcăm, trebuie să-i rugăm, să-i cerem iertare forței divine lui Dumnezeu pentru greșelile pe care le-am făcut. Eu fac chestia asta. Știi cum asta mă liniștește și îmi dă senzația că eu n-am trăit viața în zadar astăzi. Atunci când știi să-ți ceri iertare, atunci te simți mai ușor. Uite, ai simțit lucrul ăsta. Ți-ai cerut iertare. Și parcă respiri mai ușor. Parcă aici povara se duce, se sfarmă. Acea iertare este mare artă și nu trebuie să te superi pe cei care nu o pot face. Asta înseamnă să-i judeci, asta e deja altceva. Nu mi-e frică să mor pentru că știu că o să trăiesc mult. Dincolo de glumă, moartea este o... Cu cât mai mult te temi de moarte, cu atât mai greu trăiești. Eu accept viața așa cum este ea, accept fazele vieții așa cum sunt ele, încerc să fiu mai bun în orice etapă a vieții, încerc să fac mai multe lucruri pentru a fi mai bun, pentru a mă perfecționa. Eu știu că am reușit să fac ceva în viață pentru mine și pentru cei din jur. Dar atunci când o să vină această stare, acest final, vreau să-l primesc cu fruntea ridicată și cu zâmbet pe față. Și nu vreau să fie moarte nepraznică, vreau să mor așa, împăcat cu mine, cu toată lumea, cu o misiune împlinită. Pentru că viața noastră, de fapt, este o misiune pe pământ. Venim cu o misiune. Trebuie, dacă reușim să aflăm această misiune și să o ducem până la capăt, atunci plecarea poate fi una foarte firească. Nu știu câți ani am de trăit. Eu cred că o bună parte din viață deja am trăit. Cred că mai mult de jumătate am trăit. Sau jumătate, că nu
N-am auzit să trăiască cineva vreo 120 de ani. Eu speram că era mic, o să ajung timpurile când o să mergi la magazin, uite cum mergem noi la magazin și cumpărăm pâine, lapte, ouă. Zic, o să mergi la o instituție și o să-ți schimbi un deget care nu mai funcționează, o să-ți schimbi o mână, o să-ți schimbi nu știu ce, un organ intern care nu mai funcționează ca lumea. Eu îmi imagineam că așa ceva ar putea fi posibil. E deocamdată numai în filmele de science fiction sunt asemenea lucruri, dar multe lucruri din cele care le-am văzut în filme de mult, multe s-au realizat. Și mă gândesc, ce e asta? Providență, gânduri halucinante, capacitatea de a vedea viitorul, ce e asta? Nu știu. Moartea nu este decât o altă stare a noastră. Cel mai mult la acest capitol m-a tulburat, m-a impresionat filmul cu Robbie Williams, unde duc visurile. De fapt, este o traducere inexactă, pentru că, de fapt, What dreams may come e o replică din monologul lui Hamlet, to be or not to be. For in that sleep of death, what dreams may come. Unde te pot duce visurile, da? Sau ce fel de visuri te pot conduce. Și iată această lume de dincolo și de aici, pe urmă, lumea de dincolo în care nimeresc personajele, pare incredibil de frumoasă, de interesantă, de ciudată. Eu de un lucru sunt absolut sigur. Eu sunt absolut sigur de următorul lucru. Dacă în viața noastră de pe pământ, de aici, adunăm în jurul nostru mai multă energie pozitivă și emanăm mai multă energie pozitivă, dacă în jurul nostru, de-a lungul vieții, nu facem să sufere pe nimeni, nu producem suferință, dacă facem mai mult bine, această energie pozitivă nu are cum să fie răsplătită rău. Deci, indiferent ce este dincolo de existența noastră pământească, acolo nu cu siguranță nu ne va fi rău. Pentru că, în esență, omul vine pe pământ pentru ca să se, ziceam, pentru ca să se perfecționeze. Iar a fi bun, a face bine, este o modalitate a perfecțiunii sau o fațetă a perfecțiunii. Dacă facem bine, oricum ajungem bine. Vorba zicalei. Bine faci, bine ajungi. Și ați observat de câte ori faci un lucru bun, nu pentru că ți-ai însemnat acolo în blocnotes că eu astăzi trebuie să fac două fapte bune. Nu. Uite, l-ai făcut că așa s-a întâmplat și ai fost receptiv, ai reacționat. Imediat ai o bucurie. Imediat se întâmplă ceva frumos în viața ta. Cum nu mai faci o prostie? Cum vine alta după dânsa? Eu cred în legea bumerangului pe pământ. Cu cât arunci în univers energie pozitivă, universul te răsplătește cu lucruri frumoase. Cu cât arunci numai ură, numai pismă, numai invidie, numai răutate, știi cum, universul la un moment dat acumulează răutatea asta și spune: dar m-ați atrat de răutatea voastră, ia luați-o înapoi și te-o trimite înapoi sub altă formă. Dar ăsta este lucru deja de care m-am convins. Uite, aici o pot spune cu siguranță. Dacă faci bine, binele se întoarce. Dacă faci rău, răul se întoarce. Și nu trebuie să-i dorești cuiva care a făcut rău: a, lasă, că Dumnezeu o să te pedepsească. Nu trebuie, de fapt, să te intereseze soarta altuia. Trebuie să te îngrijești de sufletul tău, pentru că fiecare, venind pe lume singuri, are două degete.
Venim în singurătate și plecăm în singurătate. Eu cu mine și cu Universul. Și nu luăm nimic cu noi. Uite, ăsta este cel mai fantastic lucru care se întâmplă omului. Adun, asta o să-mi trebuiască mai mult. Și când pleci, fără bagaje plecăm. Bagajele sunt aici și ceea ce lăsăm în urma noastră. Ăsta este tot bagajul nostru. Știți ce spune Alexandru Macedonski? Alexandru Macedon, împăratul și conducătorul de oști? Nu știu, o fi parabolă, o fi legendă despre el. Se spune că a zis, a ordonat atunci când va muri să îi se facă. El este cunoscut că a cucerit multe pământuri, că, deci a fost cuceritor. A spus să îi se facă un sicriu și în sicriu să îi se facă două găuri în părțile laterale ca el să poată scoate mâinile pe acolo. Și lumea a întrebat, excelență, de ce? Zice, pentru ca să arăt tuturor că eu am cucerit atâtea lucruri, dar nu iau nimic cu mine. Eu plec și nu pot lua nimic cu mine. De ce trebuie să adunăm atunci averi pe pământ dacă nu luăm nimic cu noi? Da, trebuie să adunăm averi în ceruri, așa spune Sfânta Scriptură. Adică să adunăm binele pe care îl facem și care se duce acolo, energia asta. Eu cred în această energie pozitivă pe care omul o adună și o oferă Universului. Uite, eu cred mai mult în acest aspect al destinului. Destinul, în acest caz, ca să-ți răspund la întrebare, îl modelăm noi. Da, sunt lucruri prescrise, proscrise, nu știu pe acolo, că karmă, nu știu ce, există, probabil că există și aceste lucruri. În ceea ce nu pricep, nu mă bag. Dar destinul e în mâinile noastre pentru că noi putem face bine ca să ajungem bine.